Comitetul Olimpic și Sportiv Român a anunțat luni că echipa de gimnastică are speranțe să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris, în Belgia, la campionatele mondiale de gimnastică artistică. După subdiviziunea a treia, România cu Ana Barbosu, Sabrina Voina, Amalia Ghigoarță, Andreea Preda și Lilia Cosman a adunat 157,795 de puncte. Echipa a fost a cincea după Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia și Olanda. Fetele așteaptă finalul competiției pentru confirmarea calificării, însă un loc între primele 12 le asigură prezența la jocuri. Constanțeanca Sabrina Voinea, legitimată la CSM Constanța, are șanse la finale la sol și bârnă, iar Ana Barbosu e în poziția de finală la individual compus. Ultima subdiviziune începe la ora 22:15, ora României.